Două infracțiuni de trafic de influență. Bineînțeles că s-a constatat infracțiunea flagrantă în care se consideră că, virgulă, clientul meu, Gheorghe Ionese, ar fi fost prins în flagrant referitor la o sumă de bani pe care a primit-o de la un denunțător. Deocamdată se fac percheziții în acest dosar. Percheziții ce vor continua ulterior la blocul din Reisa pe care îl are domnul Gheorghe Ionie. E vorba de apartamentul Consiliului Județean. E vorba de un apartament care se află lângă poliția județeană Reșița, nu cunosc pe strada Pinului, unde vor continua perchezițiile. De asemenea, în paralel se fac perchezitii și la domiciliul din Oțelul Roșu, precum și la două adrese din Bucova, unde dumnealui are firma și o altă reședință. Cum comentează acuzațiile procurorilor, domnul vicepreședinte? Domnul vicepreședinte al județeană, speță clientul meu, Gheorghe Ionese, se spune că este o scenare. Dumnealui se consideră nevinovat referitor la infracțiunea de trafic de influență de care este acuzat. Până în momentul de față, noi nu am văzut probele dosarului, doar mi s-a dus la cunoștință proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante. Care deci, ar fi suma? Suma de bani este una de 20.000 de lei roni, în speță 200 milioane lei vechi, care ar fi fost primit drept mită de la denunțătorul din acest dosar. Și denunțătorul e domnul Harbuzaru? Nu vă pot spune mai multe detalii despre deocamdată cine este sau cum este. Vă pot spune că suma este 20.000 de lei și că se rețin două infracțiuni de trafic de influență. Pentru ce ar fi trebuit să-și facă traficul de influență? Pentru niște contracte, din câte înțeleg eu. Nu vă pot pe spune care ce contracte. Le primească de la Consiliul Județean. Mă gândesc. Avem informație este... că și familia a fost reținută, se confirmă? Nu se confirmă informații, din punctul meu de vedere, discutând sus, nu se confirmă informațiile, este vorba de perchezițiile care se fac în acest moment la domiciliul lui și poate de aia se confundă că perchezițiile s-ar face în vederea reținerii soției acestuia, nu este deocamdată adevărat și nu cunosc acest lucru, este adevărat că se mai reține și un nepot al dumnealui în acest dosar.